Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Să vedeți ce se întâmplă. Un oraș din România a ajuns în topul locațiilor unde se mănâncă cel mai bine din Europa. Și surpriză, nu e nici București și nici Cluj. Este vorba despre orașul Tobe, chestii nu știu ce, trompete. Brașov. Galați. Galați? Galați. Ce este minunat în Galați, vrem să știm. De ce ați ajuns în top? Da. Unde se și ce? Un moment. Vrem adrese, vrem preparate, vrem păreri. Nu știu dacă o să putem să le dăm pe post, că să nu facem reclamă și alte dude, dar nu știu, ziceți-ne. Ziceți-ne măcar, nu știu, care e preparatul faimos în Galați, în afară de Festivalul Scrumbiei, care știm că e. Și la care n-am ajuns. Nu eu un preparat faimos din Galați. Nu uita că m-am născut acolo. Nu uităm, nu. Așa. Dar ai stat în Iași. Dar cum am... Putea uita. Nu e adevărat, până la 6 ani am crescut în Galați. Așa. Ai nebunit și vacanțele de vară le făceam acolo. 7 ani de acasă era acolo. Da. Zi ce mâncai. Cea mai tare chestie erau cartofii prăjiți, făcuți de mătușii mea, Mărioara, cu ou și cu salată de roșii. Nu exista ceva mai bun la vremea respectivă pe pământ, nu doar în Galați. Mamă, așa că nu vă mai luați de Galați, vă rog frumos. Dar nu s-a luat nimeni, atenție, noi suntem mândri. Da, vrem să știm. Că suntem în aceeași țară cu Galați, care e în top 10 cele mai bune restaurante din lume. Adică, deci, mă rog. Galați, aparent, e pe locul 6 în acest top, unde orașele din Europa unde se mănâncă cel mai bine. 57 de restaurante la o populație de puțin peste 300.000 de locuitori. În top sunt 99 de orașe europene, în clasament se regăsesc alte 6 orașe românești, Timișoara, Cluj, București, Craiova, Iași și Constanța. Acum și cu topul ăsta avem aici unele nedumeriri. Nu că am vrea să supărăm pe cineva, dar clasamentul e făcut de o companie de asigurări din Marea Britanie. Acum, englezii care apreciază sau nu apreciază sau fac clasament pe mâncare, ei, cu experiența e mai greu la ei. Adică ei, peste plăcinta cu rinichi, n-au reușit să mai inventeze nimic și nici aia nu e comestibilă. Și micul dejun cu fasole și roșii coapte. Și adică... Tu te dai în vânt după fasole și roșii coapte. Când am coborât la micul dejun. Cu fasole și cu cârnați, e bestial. A fost singura dată în viața mea când am coborât la micul dejun, am făcut piruetă și am plecat. Eu aș mânca și pietre la micul dejun în vacanță. Acolo am plecat. Da, deci cam astea sunt și mai au niște cookie-uri pe care cred că le folosesc inclusiv la pavaj, adică dacă nu mănâncă cineva. Băi, dar fii atent, deci, da. La Galați. Da. Am până acum ceva recomandări. Și nu se repetă, asta e interesant. Deci au venit mesaje cu nume de restaurante din Galați, bune, da, zic ascultătorii noștri, și nu s-a repetat niciunul. Cât? Sunt vreo 5 restaurante. Cât facem până la Galați, vreau să știu. Iar ceva interesant sunt este stai așa. Până acolo, sub. Luca, da, îți recomand cu căldură boiler electric? Nu. Stai. În Galați e facultate de industrie alimentară. Ne zice așa Filip din Iași. Deci, atenție, e studiată problema, da? Ma. Și altcineva zice piața rușilor. Așa. Pastramă de macrou, cu semnul exclamării. Aoleu, cred că am mâncat odată. Sună... Da. Pastramă de macrou, da. Eu aici, când îmi spui de piață, mi se aprind becurile în bord, că știu ce înseamnă un mic de piață. O... Ema Turcu, prietena noastră, îmi scrie. Foarte bun pește. Mulțumim, ma. Pește. Se mănâncă foarte bine pește sub toate formele. Storceag. Pastramă de crap. Ai auzit, Luca, pastramă de crap? Și în storceag m-am blocat, să știi. Și uite, au mai venit între timp câteva restaurante și o răutate, pot să spun și o răutate? Da. Mâncarea ca mâncarea, dar numărul 1 la videochat. Dar de ce e răutate? Este scris un bun pentru cetățean. Măcar plătesc taxe locale, asta mi-aș dori. Videochaturile? Da. Deci să plătesc taxe locale. Tu aveai niște vecine. Am un... Mai ai vecinele alea? Da. Un bloc. Zine. Nu sunt niște vecine. Da. N-am vorbit cu ele. Nu, băi, de ce? Că nu m-am potrivit. Ești timid? La... Vezi, aici greșești. Ești timid. Deci zine cu... Lasă, bun, am înțeles. Trebuie să mergem la Galați. Zav, data viitoare, când te uiți la Galați, să ne spui. Zi da, cu vecinele, Luca. Lasă-mă, doamne, cu vecinile, n-auzi că n-am vorbit. E un bloc de video ce? De sus până jos. Un bloc? Da. Câte etaje are? 4. Cum îți dai seama că e bloc de video ce? Îți dai seama, întrucât vin în continuu fetei care se schimbă. Ele nu rămân prea mult. Câte studiouri sunt pe fiecare ceea etaj? Ceea ce înseamnă că nu merge fenomenal. Unele au stat chiar și 2 ani. Și la un moment dat, i-am zis eu unui vecin, zic, aici e... asta. Nu, 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 am crezut că e call center, că ele nu... Îi păreau, adică... păreau angajate de call center? Exact. Adică să n-aveți chimera aia din reclame cu videochatista că e o frumusețe top model. Nu, sunt tot felul de fete, deci sunt tot felul de tâmpiți în partea elaltă. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.